Bună ziua, facem o lumânare astăzi, ce spuneți? Haideți să ne și cunoaștem. Bună, eu sunt Viana și astăzi aș vrea să vă arăt cum facem o lumânare simplu, o lumânare mică de botez. Aceasta este. O puteți găsi foarte ușor în magazine. Și o facem cu plante uscate și câteva flori de bumbac. Este destul de simplu, o să vedeți că nu e nimic complicat, deci puteți încerca și dumneavoastră acasă. Avem nevoie de lumânare, florile de bumbac. Eu le prefer pe aceste albe. Așa. O bandă din aceasta ca de sac. Golduri. Așa. Și plante uscate. Să procedem. Lumânarea. Are cred că cam 20 cm. Luăm banda și o punem ca și bază. Bun. Luăm o măsură să depășească un pic. O tăiem. Aceasta am luat-o de la Kik. Știți magazinul? Undeva la 5 lei, cred, sau 6 lei, ceva de genul, dar cum vă ajunge pentru destul de multe lumânări dacă vă apucați de aranjat lumânări. Ok. Punem la bază. Așa. Încât să suprapunem marginile, ceva de genul acesta. Da? Nu se vede, da? Ok. Și acum venim cu boldurile. Eu o să folosesc bolduri de nuanța cât mai apropiată a ventiței noastre. Și cât mai apropiată de margine, dar nici foarte aproape să nu avem surpriza să se deșire. Ok. Le prindem ca și un lănțic până jos. Eu o să mă întorc pentru că nu văd. Ok. Să fie cât mai jos, cât mai concomitent. Puse și cam la aceeași distanță. Nu le puneți chiar unul lângă celălalt. O distanță aproximativ egală. Ok. Data trecută v-am arătat cum se realizează o ramă foto din ornată cu trandafir de săpun. Dacă cineva nu a văzut clipul și vrea să-și facă singur acasă o ramă foto decorativă pe care să o puneți pe birou sau de ce nu să oferiți cadou, puteți să vizionați pe canalul meu de YouTube și clipulețul acela cu rama foto. Nu o să vedeți clipuri foarte editate pentru că vreau să fie cât mai naturală toată treaba și cât mai în detaliu. Doar că pe cel cu rama foto am optat să-l pun cu o viteză mai mare de redare ca să nu vă plictisesc pentru că ar fi durat mult mai mult. Ok, și ultimul bolduleț. Așa. Așa arată. Sper că se vede. Ok. Aceasta va fi partea din față. Așa că întorc lumânarea cu spatele și cu fața cât deci, porționați în ambele mâini, ca să vă orientați să fie cât mai simetric, da? Luăm o floare de bumbac. Să vedem, să așezăm așa. O vedeți că ele vin prinse cu o sârmuliță aici, de care ne vom și folosi. Dacă vi se pare prea lungă, mai puteți tăia din ea. Ok, și o înfigem ușor. Am băgat-o pur și simplu acolo. Da? Și următoarea floare. Așa. Și o așezăm aici. O să întorc să vă știu ce am făcut. Așa. Cea de-a treia, că aceasta o să pun un pic mai mică. Mai aveam ceva flori de bumbac. Nu încălcați prea tare lumânarea pentru că după o să se vadă destul de urățel. Nu mai se văd dacă aș pune-o și pe patria. Orientați-vă să vă iasă cât mai estetic. Cred că trei sunt suficiente. Bun. Deci am prins florile de bumbac. După aceea le vom stabiliza într-un fel, să vedeți istorie de lipit. Ok. După care venim cu plantele uscate. Tăiem codița, cam cât o vrem de lungă. Și la fel. Venim pe lângă. O să mă mânare. Ok. Așa. Foarte bine. Punem și din celelalte. Ok. O să vedeți că chiar o să vă placă să decorați astfel de lumânare. Fiindcă va fi unică. Și cu siguranță finuțul sau finuța se va bucura să o vadă în fotografii când va crește mare. Nu va fi o lumânare clasică de botez și o poate păstra foarte mult timp.
dacă rămâne agățată cotița, vă ajutați cu un ac încât să treceți cu cotița frante până jos. O mizerie. Așa. Aveți câte plântuțe doriți. Eu aș vrea să pun mai multe la această lunare. Încă aș vrea să fie foarte, foarte frumos. Ok. Am pus și pe jos. Vă speriați că designul lumânării nu o să arate wow din prima. Pare banal la început. Dar o să vedeți că pe măsură ce înaintați decoratul, o să iasă din ce în ce mai bine. Bine, nu la mine, că deja e foarte mizerie pe masa mea de lucru și... Nu vedeți, da? Eu totuși o să-i mai pun câteva pântuțe. Între timp, ar fi trebuit să vă și pistolul de lichid. L-am încălzit. Trebuie să măsurați așa din ochi. Să lăsați plantele la înălțime dorită. Cu cât mai multe plântuțe veți pune, poate va arăta mai vie, să zicem așa. Bine, dacă nu veți încărcați nici o plantă, puteți să puneți mai puține. Dar nu se pare încărcat, să vă spun singur, pentru că plantele uscate sunt foarte fine și arată foarte bine. Chiar arată foarte bine, nu dă o notă de încărcat și de picios, să zicem așa. Arată destul de natural. Și o să vedeți că și lumânărica noastră o să arate foarte, foarte bine la final. Când o vom... Da, gata. Eu zic că vreți să ziceți. Dacă aveți sugestii sau întrebări sau ați vrea să vedeți altceva, am clipuri legate de aranjamente florale, decorări de mese festive sau nu știu, orice altceva ce credeți că s-ar putea realiza din plante uscate și flori de săpun și toate nimicile de genul, nu ezitați să-mi lăsați în comentarii ce ați vrea voi să vedeți. Că e o lumânărică foarte drăguță, foarte, foarte drăguță. Și apoi aș mai pune ceva, poate câteva fricele din acestea cu foarte. Hai să mai încercăm cu încă două, trei fricele. Acestea le găsiți, vă spuneam și în materialul trecut cu rama foto, le puteți găsi chiar în natură, vara, cu siguranță. Iar dacă nu, pentru că nu se le găsesc colorate așa, le sunt vopsite după și vreți să nu pierdeți timp să vopsiți, să, nu știu, poate vă picepeți și așa mai departe, se găsesc pe toate site-urile pe net, căutați fiuri uscate și veți găsi cu siguranță, fără niciun fel de problemă. Nu sunt nici exagerat de scumpe, până în 20 de lei un buchet, destul de bucat, să spun așa, care vă va ajunge pentru multe aranjamente, care sigur vor încânta pe cei ce vă vor călca dragul. Bun, acum punem la încălzit. Oh. Scuze, din păcate am încălzat cablul de la lumină, de la lumina care am aici, s-a mișcat un pic telefonul, așa trebuie să opresc filmarea, dar am reluat-o. Deci așa arată lumânărica noastră, după cum puteți vedea. Eu zic că arată foarte bine. Și o puteți realiza cu ușurință acasă. Ok. Am pus între timp, ca să vreau să am pus pistolul de lichid, l-am încălzit. Eu am, așa, e destul de util pentru că îl poți lua cu ușurință. Așa, punem lumânărica, avem grijă să fie o suprafață destul de curată. Aici un pot. Ok. Bun. Am din fetru o frunzuliță și o florecică pe care le vom lipi sub florile de bumbac. De ce le vom lipi aici? Nu, pentru că acele cotițe de la plante se vor lipi de această bandă pe care am pus-o și vor fi mult mai stabile. Și doi la mână vom acoperi zona în care prin bandă se pot vedea cotițele de la, să încălzi pistolul, cotițele de la plante. Cam asta, ăsta ar fi, să spunem așa, motivul pentru care. Ok. Asta sunt puse pe dermat. Bun. Punem. Nu punem pe lumânare, punem pe floare, încât să nu depășească marginea, ca să se vadă urt. Am făcut o mică greșeală. Întâi punem frunzulița ca să acoperim marginea frunzuliței cu floare. Bun. Ok. Punem frunzulița. Aie, ai și siliconul prin găurile frunzuliței, dar nu e nicio problemă. Să nu ștergeți acela gen, să se usuce, că după aceea se vor lua. Ok. După care venim cu floricica să acopere marginea. Super! Și cam așa arată lumânărica noastră. Adică arată foarte, foarte bine.
Nu cred că mai avem. Am ceva de făcut. Dai. Faceți și voi dacă vă place. Puneți-vă imaginația la încercare. Pentru astăzi, atât. Mulțumesc frumos și vă aștept.